Proiectul Sphere a apărut într-un moment istoric specific, imediat după genocidul din Ruanda. Acele vremuri au reprezentat sfârșitul inocenței umanitare. Da, a fost o perioadă foarte complicată pentru toată lumea. Exista un proces intens de căutare spirituală și autoreflex în activitatea umanitară. Toată lumea era în căutarea unui răspuns. Devenea din ce în ce mai evident pentru noi că ceva trebuie să se schimbe, că trebuie de făcut ceva. Parte din istoria apariției proiectului Sphere a fost evaluarea făcută de mai mulți donatori a acțiunilor de răspuns la genocidul din Ruanda, în special în estul Congo. Principala concluzie a evaluării situației din Ruanda a fost că agențiile umanitare au făcut o treabă destul de bună. Însă au existat și unele deficiențe. În Goma, 40.000 de oameni au murit de holeră sub nasul nostru în primele 4 săptămâni ale acestei crize. Cu siguranță erau agenții care lucrau în taberele din Goma și Bukavu, în estul Zairului. Ei nu erau competenți, nu erau profesioniști și nu ar fi trebuit să li se permită accesul la populațiile respective. Noi, din perspectiva ONG-urilor, analizăm cum am putea cuantifica ceea ce am specificat în codul de conduită. Codul de conduită al Crucii Roșii și al ONG-urilor a apărut într-o primă etapă a activității societăților Crucea Roșie și Semiluna Roșie. Cred că au fost pentru prima dată când comunitatea umanitară a încercat să elaboreze un concept global al modului în care ar trebui să se comporte. Codul de conduită al ONG-urilor reprezintă un set de principii etice, însă întrebarea este cum acestea vor arăta în practică. După elaborarea codului de conduită, următoarea etapă evidentă a fost să ne întrebăm dacă acesta este comportamentul dorit, atunci ce ar trebui de făcut? Vreți să aflați adevărata poveste? Peter Walker de la Federație, Fiscr și cu mine, care eram pe atunci directorul departamentului de urgență la Oxfam GB, ne-am întâlnit de mai multe ori. Așadar, Sphere a început de fapt cu 6 sticle de bere pe un munte din Elveția. Trebuie să discutăm despre probleme, chestiuni de politici, aspecte operaționale asociate dificultăților ce vizau situația și acțiunile de răspuns. M-am apropiat de Nick Stockton, care pe atunci lucra pentru Oxfam, și stăteam la propriu pe acest munte și ne gândeam ce trebuie să facem pentru a continua această inițiativă. Am fost de acord că trebuie să facem mai mult decât un simplu cod de conduită. Acesta a fost începutul. Mi-amintesc planul pe care l-am schițat în acea după-amiază. Cum ar trebui să arate aceasta? Împreună am elaborat o propunere de proiect, cred, în 1995. Ulterior, am reușit să formăm un comitet de coordonare a răspunsului umanitar format din ONG-urile mari. Eu și Nick eram membri ai Comitetului pentru Politici, așa că am luat această idee și am reușit să convingem Comitetul de Politici să obțin mandatul. Apoi am mers la directorii executivi, cărora le-a plăcut ideea și astfel am obținut mandatul. În același timp, exista o inițiativă în Statele Unite ale Americii, care a formulat un set de propuneri pentru elaborarea standardelor, conduse de Interaction, consorțiu ONG-urilor din Statele Unite ale Americii. În cadrul unei întâlniri în Geneva, cred că la începutul anului 1997, au participat ambele țărmuri ale Atlanticului, Comitetul Central al Răspunsului de Urgență și Interaction. Și de asemenea, cred că ICVA și Voice au fost implicați la o etapă destul de precoce. Am avut o discuție despre aceste inițiative diferite care erau în desfășurare. Ne-am gândit că ar fi mai bine să încercăm să includem totul într-un singur proiect, ceea ce am și făcut. A devenit cunoscut ca denumire de proiectul Sphere, așa cum era numit de prima manager a proiectului, Susan Pardon. Mă tot gândeam la proiectul privind standardele și încercam să-mi dau seama cum ar putea fi denumit. M-am jucat cu cuvintele standarde, proiect, umanitar, respectiv SPH. Și, în cele din urmă, l-am numit Sphere. Reprezintă imaginea globului, termenul sferă, posibilitatea de a fi tradus în alte limbi. Ideea era că vorbim despre un efort la nivel global.
Când am început să lucrăm asupra proiectului, motivul real cred că a fost: putem o reinversa totul și în loc să fie despre ce fac agențiile, cum putem transforma în ceva care să vizeze ce persoanele afectate de crize au dreptul să aștepte? Ce așteptări se avea de la persoanele care vin să vă ofere asistență? Ați dori să fie competenți? Sigur că da, pentru că vă încredințați viața în mâinile lor. Dar cum definiți această competență? În opinia noastră, la acea vreme, competența putea fi definită în baza unui standard minim, însă nu unul riguros, cum ar fi trebuie să asiguri 2000 de calorii sau ceva de acest gen. Dar ceva care să le permită oamenilor să înțeleagă ce se încearcă să se obțină prin programele oferite. Știam că este vorba despre ceea ce oamenii au nevoie cu adevărat pentru a rămâne în viață. Hrană, apă, sănătate, adăpost. În cadrul procesului de elaborare a standardelor în diferite domenii specifice, s-a depus efort pentru a reuni ideile celor mai agere minți care activau pe dimensiunea umanitară și pentru a încerca să se ajungă la un consens cu privire la ceea ce ar trebui să fie un standard în vederea asigurării celor mai bune practici în domeniu. Și să încercăm să realizăm acest lucru într-un an era descurajator. Când eram aproape de versiunea finală a standardelor și când am vrut să le testăm, să le aplicăm în teren și să vedem ce cred oamenii, au fost organizate întâlniri în Sarajevo și Harare, în locuri în care s-a produs o urgență umanitară, pentru a testa impresiile persoanelor pe teren. Una dintre deciziile adoptate atunci a fost să nu luăm de la un singur donator toate resursele necesare pentru implementarea proiectului cu durata de un an. Noi am solicitat resurse de la 10-12 cei mai mari donatori umanitari. Ideea de a atrage mai mulți donatori și mai multe agenții a avut drept scop obținerea unui produs care să aparțină tuturor actorilor implicați în activitatea umanitară. Carta umanitară a fost în primul rând un instrument de identificare a răspunsului la întrebarea: cine suntem noi? Încercam să înțelegem de ce facem acest lucru. Doar pentru că vrem să ne simțim bine că suntem competenți și respectiv profesioniști? Vrem să avem standarde profesionale? Ei bine, nu! Am venit cu această inițiativă deoarece credeam sincer că persoanele pe care le ajutăm au un drept. Ei au dreptul la o viață demnă. Iată de ce facem aceste lucruri. Și dacă poți arăta că aceste standarde nu au apărut pur și simplu din senin, nu sunt ceva inventat de agenții, dar sunt o expresie a drepturilor oamenilor pe care statele le-au consemnat în ultimii 50-60 de ani. Nu suntem implicați în aceste acțiuni pentru că ni s-ar fi ordonat să o facem, precum unei structuri militare. Nu suntem implicați în aceste acțiuni pentru că am fi contractați. Nu suntem implicați pentru a încerca să aducem anumite beneficii politice pe termen lung. Suntem aici ca să facem tot posibilul pentru a susține drepturile tuturor oamenilor. Întrucât organizațiile noastre au o obligație morală și etică de a îndeplini această misiune. Ce înseamnă asta în timpul unei crize? Ei bine, dintr-o perspectivă, aceasta înseamnă că ei au posibilitatea să obțină aceste lucruri. Apă, asistență, medicină, adăpost, conform acestor standarde. Acesta este cu adevărat important, este vorba despre drepturile oamenilor, nu doar despre un standard tehnic. Nu este corect să spunem că totul a început cu Sphere. Au fost făcute eforturi și înainte, cu scopul de a stabili bune practici. Proiectul Sphere a documentat practicile existente, le-a sistematizat într-un pachet pentru a fi mai ușor de preluat de către alte persoane. Atunci când au fost lansate standardele Sphere, cred că a existat un sentiment larg de reușită în comunitatea ONG-urilor, întrucât procesul a fost foarte participativ. Procesul a reunit cu adevărat organizații și persoane foarte diferite, care și-au propus să îmbunătățească practicile întregii comunități umanitare. Existența standardelor? Da, chiar este important acest lucru. Însă procesul de elaborare a standardelor a fost la fel de important. Totuși, ceva de genul Sphere nu apare de la sine. Este o chestiune de timp. A fost vorba despre o atitudine, un sentiment că agențiile trebuiau să se schimbe.
Angajamentul organizațiilor care au făcut parte din acea primă echipă de management a fost absolut. Cred că responsabilitatea pe care aceste organizații o aveau în calitate de lideri în sectorul umanitar a fost considerată deosebit de importantă. Atunci când au fost puse bazele SFER, toți cei care au fost implicați erau relativ tineri. Veneau cu toții dintr-un mediu orientat foarte mult spre acțiune. Erau oarecum împotriva sistemului, nonconformiști. Acesta este genul de oameni care ajung în cadrul agențiilor umanitare. Era un grup mic de persoane deosebit de creative și inventive. Aveau multă experiență, multe cunoștințe și erau dispuse să lase la o parte propriile limite organizaționale pentru a reuși să facă ceva împreună.